Doamnelor și domnilor, cea de-a doua ediție a Conferinței Asigurătorilor din România își propune să dezbată, cu sprijinul dumneavoastră, două teme importante și actuale pentru piața asigurătorilor, teme care reflectă schimbările profunde și rapide cu care se confruntă industria noastră. După cum se știe, din această primăvară, sistemul de reglementare și supraveghere a pieței asigurătorilor a devenit integrat, odată cu înființarea Autorității pentru Supraveghere Financiară, ASF, organism care a preluat în totalitate atribuțiile Comisiei de Supraveghere a Asigurătorilor, Comisiei Naționale de Valori Mobiliare și Comisiei de Supraveghere a Pensiilor Private. Cum discuta în prima parte a evenimentului nostru despre așteptările pe care le are piața asigurătorilor de la Autoritatea de Supraveghere Financiară în privința creșterii calității actului de reglementare, despre avantajele supravegherii integrate și, nu în ultimul rând, despre noi oportunități de colaborare a asociațiilor profesionale cu instituție de reglementare. În ceea ce privește membrii în țară, ne dorim de la noua autoritate, în primul rând, reguli clare și o predictibilitate a actului de reglementare. Pentru toți investitori străini, locale, existenți, dar și pentru cei care intenționează să intre pe piața asigurătorilor, predictibilitatea legislativă este elementul esențial în luarea deciziei de a intra sau de a rămâne pe o piață, iar industria asigurătorilor nu face excepție la această regulă. Ne dorim, în al doilea rând, că noua autoritate să dea dovadă de transparență în luarea deciziilor privind piața asigurătorilor. Acesta s-ar traduce prin furnizarea în mod deschis, explicit și oportun a tuturor informațiilor care au relevanță pentru operatori din piață, dar și a celor care se adresează publicului larg. Serviciile financiare se bazează pe încrederea populației în sistem, astfel că orice autoritate de supraveghere este pilonul central care veghează la respectarea angajamentelor luate de operator din piață supravegheată către clienților lor. Nu în ultimul rând, membrii în țară își exprimă dorință și disponibilitatea de a deveni parteneri de dialog cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, de a dezvolta o colaborare eficientă, având ca scop îmbunătățirea legislației în domeniu, educarea consumatorului de asigurare, creșterea încrederii populației în industria asigurătorilor. În cea de-a doua parte a conferinței vă propunem o dezbatere pe marginea noului proiect de lege privind malpraxisul medical cu sprijinul invitațiilor din cadrul Ministerului Sănătății și Colegiului Medicilor, dar și a unor specialiști din companiile membri în sală. Invităm medicii prezenți în sală să participe activ la discuțiile din această secțiune în acordul cu importanța acestei legi pentru sistemul sanitar din România și cu caracterul social al problematicii dezbătute. Dați-mi voie că în final să doresc succes lucrărilor Conferinței Asigurătorilor din România și să vă mulțumesc încă o dată pentru prezența la acest eveniment. Onorată și onorantă asistență, distinși invitați, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, așa cum bănuiți, sunt bântuit de o serie de sentimente și trăiri contradictorii. Pentru că, pe de o parte, am plăcerea să fiu prezent în mijlocul dumneavoastră și să reprezint președintele noii autorități de supraveghere financiară, domnul Dan Radu Rușanu, care vă transmite salutul domniei sale
și urări de bine în desfășurarea acestei conferințe. În același timp, sunt nevoiți să exprim regretul că domnia sa nu este prezent în această sală. Agenda deosebit de încărcată, evenimentele ultimelor zile și anumite lucruri care erau programate din timp l-au împiedicat să fie aici. Dar după cum vedeți, autoritatea funcționează, chiar dacă șefii ei nu sunt întotdeauna în bloc prezenți. Regretul este cu atât mai mare, cu cât nici vicepreședintele sectorului de profil nu poate fi, înțeleg, astăzi aici. Credem însă că scopul noii echipe și a noi autorități este acela, sau printre altele, acela de a construi o realitate valabilă în domeniul asigurărilor, care să depindă mai puțin de persoane și mai mult de structurile funcționale care trebuie puse în operă. În acest context, autoritatea consideră că o continuare a parteneriatului cu asociațiile profesionale este de bun augur și își propune să întărească și să continue acest parteneriat. Să vorbesc două cuvinte și despre crezul meu în privința supravegherii. Am stat într-un orășel din Danemarca o săptămână aproximativ. N-am văzut polițiști deloc, dar la prima problemă care a apărut, imediat erau acolo. Așa consider eu că trebuie să funcționeze o supraveghere, deci să nu se simte prezența, să nu aibă nicio amprentă asupra funcționării pieței, dar în momentul în care apar probleme, să fie prezent și răspunde la soluționarea problemelor. Să vedem cum arată perspectiva acestei piețe pentru 2013. Așadar, vă rog să răspundeți printr-un singur răspuns posibil la întrebarea care este opinia dumneavoastră privind evoluția volumului. Vă rog să răspundeți în următoarele 10, 15, 20 de secunde. Apăsați așadar cifra pe care considerați că e echivalentă cu răspunsul. Da. Și vom vedea, de fapt, despre ce piață vorbim. Apoi vedem și despre ce reglementator vorbim. Dar haideți să vorbim întâi, să vedem întâi despre ce despre ce piață vorbim. Avem răspunsurile? Le avem. O creștere de 1,3% 40% din piață, din cei prezenți spun acest lucru. Mă bucur că împreună cu cele 10% on all these issues, I mean the results. Especially, I think the awareness and the education of the population in Romania is still an issue. And in our company, we spent a lot of effort there to educate our possible customers. And you see that that takes off, but it's still a big problem. Although, given the economic situation at the moment, at least what we see is that. The population is thinking more about uncertainty also from a financial point of view, which makes it easier to explain, at least they are more open to listen to explanations about protection insurance. So that helps. But on general, the awareness is not really there. I think in we are talking about cooperating with the regulator. I think there we can perhaps combine forces as well. That it is one big, stronger, let's say, gremium, which pushes for awareness in this market. I probably have the opportunity to come back on that. We will come up on these issues a little bit later. Vă rog. Și eu cred că aceste trei puncte care sunt cele mai importante din voturi. Sunt într-adevăr și provocări de piață. Dacă ne uităm numai la penetrare de asigurare de locuință, de exemplu, necesitate, avantajele, se pare că nu sunt destule transmise. Dacă ne uităm ultimele ani cu înființare și de sistemul PAID
Și dacă ne uităm primul trimestru anul acestei, cum a scăzut gradul de penetrare, cred că noi toți, asigurări, brokerii, noi toți împreună trebuie să lucrăm, să dezvoltăm și educație. În plus, trebuie să motivăm, adică punctul 1 și 6 cred că sunt legat unul cu altul. Trebuie să promovăm și cu accente, cu incentivare fiscală, această penetrare care este într-adevăr scăzut, pe de o altă parte există și acest potențial. Adică e combinație de toate trei puncte care se leagă unul cu altul și cred că împreună trebuie să facem tot efortul să dezvoltăm în continuare piață și răspunderea noastră la aceste provocări. Cred că nu greșesc dacă spun că acest rezultat pe care îl vedem acum ar fi fost valabil și acum un an, și acum doi ani, și acum trei ani. Nu știu, de prin 2008 în jos, dacă mai exista același scenariu, dar în ultimii, haideți să spunem, 5 ani, cred că avem același scenariu al pieței. Poate chiar și prima au răspuns cel cu 1-3%, ținând cont de optimismul natural pe care orice omul le are, nu? Și până nu sunt lucrurile clare, spune, da, va fi ceva mai bine, ar putea fi valabil, ar fi putut fi valabil și acum câțiva ani. Așadar, avem o piață care în linii mari își păstrează anumite caracteristici de ceva timp, dar avem un reglementator nou. Și întrebarea este dacă reglementatorul nou, așa cum e el, combinat, compozit, mai mare, mai puternic, își păstrează și el caracteristicile față de vechiul reglementator sau are capacitatea să intervină în favorabil, în favoarea pieței, în sensul în care poate sprijini și consolida această piață. Înainte să vă întreb, domnilor, din membri și consilieri ai Autorității de Supraveghere Financiară, haideți să vedem și ce cred interlocutorii sau piața, dați-mi voie să spun așa, sau ce așteptări are de la ASF. Punem următoarea întrebare. Așadar, vă rog să încercați să răspundeți la următoarea întrebare. Care sunt așteptările dumneavoastră față de noua Autoritate de Supraveghere a Pieței de Asigurări? Sunt 7 răspunsuri, puteți combina mai multe răspunsuri. Le vedeți aici, elaborarea de politici și strategii coerente cu scopul de a atrage noi investiții în piața asigurărilor, adoptarea rapidă unor măsuri de stimulare a creșterii asigurărilor, consultarea asociațiilor profesionale în toate deciziile care privesc reglementarea pieței, domenii diverse, și haideți să vedem și răspunsul. Pentru că, în funcție și de acest răspuns, profilul ASF-ului se poate distinge cu mai bună claritate sau să vedem în ce măsură profilul ASF-ului se potrivește cu așteptările față de ASF. Cred că asta este marea întrebare în această perioadă, de vreme ce ASF-ul abia prinde contur, sau a prins contur, de fapt, de vreo 3 zile? Ultimele modificări. Nu, iertați-mă. Conturul are de mult. Conturul, da, bun. A primit ultima tușă în conturul respectiv, acum 3 zile, nu? Haideți să vedem răspunsul la această întrebare. Măsurile de stimulare a creșterii, care se așteaptă de la noua autoritate, cât de rapide ar fi ele, cred că sunt puțin prea, reflectă o viziune mult prea optimistă. Nu, acesta este scopul legal al autorității. El este un scop subsidiar, dacă vreți, prin crearea condițiilor de stabilitate, de concurență loială, de corectitudine în acest domeniu. Dar ceea ce spuneam înainte, dacă este vorba de lipsă de educație sau lipsă de încredere, este întărit, din păcate, chiar de a doua opțiune, prin care autoritatea este chemată și cred că este un rol important să contribuie la creșterea încrederii. Și această creștere a încrederii poate fi realizată, din punctul nostru de vedere, prin crearea unor reguli foarte clare de conduită în acest domeniu și, evident, prin urmărirea respectării cu strictețe acestor reguli.
Încrederea e cuvântul de comandă. Deci nu există altă cale de ieșire din această situație în care ne aflăm. Și încrederea, în primul rând, după mine, poate fi întărită de către piață și nu neapărat de supraveghere. Supraveghere financiară. Cu ce schimbă lucrurile față de vechea formă de reglementare? Bun, înțelegem la nivelul piețelor financiare integrate, ne-a explicat și domnul Constantinescu foarte clar, rolul controlului integrat, în ce constă și care sunt virtuțile acestui control. Și e evident acest lucru. Dar direct, pentru piața de asigurări, așa cum e ea, ce se schimbă? Dacă se schimbă ce? Sunt mai multe abordări în ce privește filozofia de reglementare și supraveghere. Arhetipul de reglementare și supraveghere este acela de a combina sub aceeași umbrelă monitorizarea prudențială, ceea ce se referă la riscurile asumate de companii, respectiv conduita lor în afaceri. Sunt la nivelul european, de exemplu, dacă e să vorbim numai de Europa, diferite moduri de a aborda această supraveghere, această reglementare. În ceea ce ne privește, ca și există anumite, cum se spune, una din temele pe care le-am văzut aici era dacă avem nevoie de o supraveghere mai strânsă sau mai puțin strânsă. După mine, nu putem vorbi de așa ceva. Trebuie respectate normele, trebuie respectate conduita în afaceri. Dacă totul este, cum să spun, dacă se vorbea aici de imagine, de îmbunătățirea imaginii, dacă asiguratorii plătesc la timp, dacă trainingul către agenți, către distribuitorii de produse este făcut astfel încât cel care vinde să știe ce să spună omului și să răspundă la toate întrebările, dacă de asemenea supraveghetorul își face treaba și urmărește respectarea unor reguli clare de supraveghere și este ferm în aplicarea sancțiunilor, atunci nu putem vorbi de o supraveghere strânsă sau mai puțin strânsă. Vorbim foarte mult despre trecerea de la supravegherea de conformitate la o trecere la supravegherea bazată pe managementul riscului. Și Solvency II cam asta înseamnă în domeniul nostru. Aș vrea să atrag respectuos atenția că această schimbare de paradigmă nu se realizează doar din perspectiva autorității de reglementare și supraveghere. Și acest dialog între piață și autoritate este esențial, pentru că ea înseamnă, de fapt, retragerea autorității din anumite domenii de reglementare, dar care nu rămân neacoperite, ci vor fi preluate de către organizațiile profesionale și așa mai departe, prin coduri de conduită și prin ceea ce doriți dumneavoastră. Ori eu am niște rezerve în această privință bazate pe, dacă vreți, experiența mai mult sau mai puțin fericită din ultimele perioade, când s-a discutat despre o anumită conduită, spre exemplu, în stabilirea tarifelor la RCA. Nu este vorba de o cartelare, evident, că vine Consiliul Concurenței și ne ia pe toți de urechi. E vorba de o conduită, încă o dată, subliniez, pentru că este practic aberant ceea ce se întâmplă în anumite situații în care raportul la aceeași categorie de autoturism și aceeași categorie de beneficiari este undeva de 1 la 3, 1 la 5. E limpede că ceva nu e în regulă. Și atunci așteptările trebuie să fie, după părerea mea, pe de o parte de ambele părți, și noi așteptăm ca să putem să trecem treptat la un alt mod de abordare, și în același timp, așteptările trebuie concretizate în niște pași făcuți concret de ambele părți. Și această invitație permanentă la dialog este esențială și rămâne esențială. Facem și sondaj. Spuneați foarte important că, până la urmă, așteptați din partea pieței un comportament regulator. Autoreglator. Creșterea acestei componente. Este piața românească pregătită pentru așa ceva? Mr. Boom, is the Romanian market ready for increasing his auto control? Well,
Yes, I do. Now, it was sure an yes? Yes, it's sure yes, da. But. Yeah, but. Yeah, whether we are ready, well, I have my my doubts yet. I think there is, with a couple of companies in the industry, there's for sure willingness to cooperate and to think about code of conduct, so a kind of self-regulation. It's not really possible yet in this audience with the whole Unschaft to easily come up with one opinion. Yeah, that is not good, of course, because also in the relationship with the regulator, it's extremely important that at least we speak one language, and that helps a lot in the communication as well. So also for self-regulation, that's a must. So I have to say, there's still something to do there. Although we see initiatives not that long ago that's talking about trust again, what we see, there's still a lot of turnover, of course, of sales people in the industry. And then what you quite often see is that immediately there's a churning of the portfolios, which is not in the interest of the customer. Now, we had talks with the regulator, and I think that they invited us for very good collaboration in that respect. That, yeah, please let's sit together, whether we can come up with an idea for a blacklist or whatever. So in one way, it's a kind of combination of self-regulation and with support of the regulator. And that is, yeah, if you talk about expectations, how the industry can work with the regulator, I think that's an example where it can work extremely well. O schimbare de legislație specifică e întotdeauna o durere de cap pentru piață. Adică, cred că, sigur, că dincolo de modificările pe care toată lumea și le dorește, instabilitatea e mai rea decât schimbarea. Asta e decât orice chestiune de genul acesta. Și creează un serios semn de întrebare. Vă pune un semn serios de întrebare faptul că, iată, cumva devine obligatoriu, dezirabil, o schimbare de legislație specifică și în asigurări, chiar dacă e indirect prin intermediul clarificărilor care pot apărea în ASF? Dacă revenim la discuție care l-am avut până acum și susțin toate punctele care au fost menționate, încredere ca un pilon pentru piață, pentru consumatorul, codul de conduită, tot aceste argumente absolut corecte, dar și aceste argumente, aspecte au fost existente și până acum, să fie o supraveghere integrată sau parțială, aceste lucruri nu s-au schimbat, ci trebuie rezolvate. Adică susțin acest lucru și numai cu un dialog împreună este posibil. Dacă ne uităm la evoluție și dumneavoastră ați spus că în 1986 Danemarca a fost, Norvegia a fost prima țară care a înființat o supraveghere comună, integrată, și numai în mijloc de anii 90 a fost UK, de exemplu, cu FSA. Acest lucru spune că abordarea noastră ca industrie, supraveghere, piață de asigurător, o schimbare este necesară și aici pe piață. Cred că activitatea de fiecare asigurător este mai complexă, are riscuri mai complexe. Sunt jucători de piață care fac asigurări generale, viață, pensii, fiecare investește în piață de capital. Face sens să integrăm în punctul nostru de vedere. Dar eu cred că la fiecare schimbare ce mai important este dialogul împreună, să fie predictibil. Toate schimbarea, să se schimbă sau nu să se schimbă, dar
să știm în dialogul împreună prealabil, să fim involvați în schimbările și să participăm în mod activ împreună în un dialog în acest proces de integrare. Care ar fi așteptările față de ceea ce ar trebui să facă ASF-ul? Avem și o întrebare care cumva sintetizează toate aceste chestiuni în stări, dacă vreți. Aș spune foarte simplu că la următoarea întrebare, la 4, pe care o să o vedem acum imediat pe ecran, e foarte simplu răspunsul, în sensul în care se distinge foarte clar o viziune optimistă de una pesimistă față de ASF. Vedeți, dumneavoastră, eu nu cred că schimbarea în domeniul legislativ a fost în ultima perioadă, cel puțin să spunem în 10 ani, un factor care să disturbe activitatea. Modificările care au venit la legea 32 au fost îndelung dezbătute cu piața la momentul respectiv, au fost de natură a îmbunătăți activitatea. Și aici cred că sunt puțin idilic în ceea ce spun, dar cred că ar trebui să existe o schimbare în modul nostru de abordare a realităților. Și când spun nostru, mă refer atât la autoritate cât și la piață. Și ar trebui ca acesta să se manifeste cel puțin pe două paliere. În primul rând, să ne debarasăm de pozițiile conjuncturale, interese, spunem noi, înguste sau pe termen scurt, și să privim lucrurile în ansamblu și pe termen mediu și lung. Iar al doilea lucru privește corectitudinea modului în care ne așezăm la masă. Pentru că am avut și experiențe fericite, pe care nu le comentez pentru că ele se văd ca rezultate sau în rezultate, dar am avut și experiențe nefericite. O experiență nefericită a fost modul în care ne-am așezat la masă să discutăm normele privind pregătirea profesională și în care, într-un fel, vorbeam la masă, într-un fel se întâmpla când ne ridicam de la masă, rezultatul au fost niște norme care, după știința mea, s-au modificat până acum de vreo 18 ori. De ce? Pentru că s-au obținut victorii parțiale, chiar din partea pieței, dar și din partea autorității, care n-au dus la nimic, care au avut efecte perverse uneori în practică, deci a trebuit să revenim, și încă suntem în faza în care se solicită termene de prorogare și așa mai departe. Asta este un model de cum nu trebuie să facem niște lucruri. Cred că trebuie să gândim fiecare dintre noi modul în care privim această piață. Avem interese, fără îndoială, mai ales mă refer la interesele pieței, dar și ale autorității, dar cred că putem să trecem de aceste interese gândindu-ne la interesul pe termen mediu și lung. Pentru că spunea foarte bine domnul Biro, într-adevăr, noi nu facem altceva decât să protejăm asiguratul. Dar a proteja asiguratul într-o piață vulnerabilă și în scădere este foarte greu de realizat. Și atunci, evident că autoritatea este de natură să sprijine dezvoltarea pieței ca factor de îmbunătățire a climatului în care, într-adevăr, poate să sprijine și să protejeze asiguratul. Gândită din această perspectivă, și de o parte și de alta, schimbarea trebuie să se producă. Pentru că, altminteri, la même jamais, autrement quoi faire. Domnule Bum, vreau să vă întreb direct. Credeți că această schimbare, apariția noii autorități și a supravegherii integrate, este concret un pas înainte, având în vedere evoluția pieței românești și situația în care se găsește piața românească? Pentru că nu suntem o piață sofisticată, nu suntem o piață mare, nu avem piețe integrate la nivelul piețelor occidentale, deci din acest punct de vedere, sigur, suntem într-o altă paradigmă. Yeah, probably I missed the translation a little bit because I don't know whether it's the present time or the future time what was used, whether you see a difference already with the
FSA. I think that's a little bit too early to see a difference now already. But I think the opportunities of this integrated regulator is huge. There's a great opportunity to harmonize, of course, and to improve at the same time the regulations. There's a big opportunity because you bring together more skills, more competencies, more best practices, which will help automatically to develop new regulations and so on. In principle, it could lead to cost reductions of the regulator as a whole. And what I think is there's a side effect as well. There's more body with skilled people, which has an opportunity, at least that the level and the professionalism of the regulator will even further improve. Din răspunsurile la sondajele pe care le-ați realizat aici, reiese până la urmă că piața are nevoie de ajutor de la stat. Sau la asta se așteaptă, cel puțin. Vreau să vă întreb, dacă am face abstracție, dacă n-ar exista statul, ce măsuri ar lua companiile pentru a depăși acest moment de depresie? Nu știu dacă împărtășesc neapărat concluzia noastră, dar cui adresați întrebarea? Tuturor. Tuturor. Cine dorește să răspundă? Vă rog, domnul Vignor. Din punctul nostru de vedere, sunt în toate pieți, în toate țări, există niște reguli, niște norme care trebuie să fie respectate, care sunt în interesul consumatorului și care asigură și îndeplinire promisiune în către asigurător. Acest lucru trebuie făcut și în acest sens este și ideea de o supraveghere, să fie integrată sau separată, dar asta este clar. Stabilitate de piață financiară. Companiile, clientul este de fapt în primul rând care decide pentru unde se simte cel mai bine cu experiențele care există și clientul alege companiile cu care are încredere. Noi ca industrie totală, noi trebuie să facem tot să îndeplinim promisiune care este integrat în produsul nostru. Dar clientul decide, de fapt, în primul rând, gradul, companie, produsul cu care se simte cel mai bine și în care are cel mai mult încredere. Și companiile, în parte, dacă nu ar fi supraveghere, lucrează la îndeplinirea acestor așteptări de către clientul. Din cât am înțeles, în domeniul RCA-ului, totuși, la ora actuală, lucrurile nu sunt definitivate din toate punctele de vedere și nu converg toate punctele de vedere, chiar dacă normele, la ora actuală, sunt în concordanță cu directivele. Și bineînțeles că numai în colaborare cu Barul, cu Fondul Victimelor Străzii și cu societățile care activează în acest domeniu, am putea accepta ideea că s-a stabilizat zona asta atât în Europa cât și la noi și atunci putem trece probabil într-un timp potrivit, adică câteva luni, un an, doi, să avem o lege. Mulțumesc. O supraveghere în condiții de piață precară nu poate fi realizată în condiții bune. Deci e limpede că nivelul de dezvoltare a pieței este un obiectiv subsidiar, dacă vreți, dar care asigură realizarea obiectivelor principale. E greu să cred că un indicator de performanță ar trebui să fie stabilit în acest sens, pentru că dezvoltarea pieței depinde și de o serie de elemente obiective, cele legate de creșterea economică, de nivelul veniturilor, pe care nici dumneavoastră, nici noi nu-i putem controla. Premiul pentru cel mai bun articol de presă pe teme de asigurări în 2012
Mergem mai departe. Acesta este juriu, doamna Violeta Ciurel, domnul Alexandru Ciuncan și cu voia dumneavoastră ultimul pe listă. Da, am și jos. Asta e și dovada că am fost de față când am dat premiile. Chiar am fost împreună și ne-am consultat. Au fost câteva criterii de evaluare pe care le-am luat în calcul, valoarea conținutului, calitatea și relevanța informației, obiectivitatea, coerența dintre mesajul transmis și titlul articolului. Nota a fost de la 1 la 10. Articolele în concurs au fost 20 de articole, inclusiv știri ale agențiilor de presă. Printre publicațiile care au intrat în concurs aveți o listă a lor. Și criteriile care au stat la bază, le-ați văzut. Haideți să vedem și nominalizările. Daily Business cu articolul Zvon sau adevăr, de ce ar putea pleca mari grupuri de asigurări din România, autor Andreea Radu. Finanțiștii, statul nu va mai plăti îngrijirea medicală a victimelor accidentelor rutiere, autor Adrian Moșoianu. Și Capital, cât se fură din banii asigurătorilor, frauda este imens, autor mai în stânga, domnul Bușcu. Și câștigătorul este Adrian Moșoianu pentru articolul Statul nu va mai plăti îngrijirea medicală a victimelor accidentelor rutiere, publicația Finanțiștii. Doamna Florentina Almăjanu este aici pentru a da premiu. L-așteptăm și pe domnul Moșoianu să vină să și-l ia. Felicitări! Felicitări, vă rog, două vorbe, trei cuvinte. Nu prea mă pricep să vorbesc, îmi place să cred că mă pricep mai mult să pun întrebări. Puneți dar... întrebare. Nu, am să vă iert de data asta. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru acest premiu care mă omorează, să mulțumesc juriului UNSAR, UNSAR și întregii industrii și vreau să mulțumesc și colegilor și confraților mei, care atât cât am mai rămas, din păcate, puțin pe domeniul asigurărilor, totuși reușim să creăm o concurență care să facă, într-adevăr, din acest premiu o onoare. Vă mulțumesc mult! Felicitări încă o dată! Mergem mai departe acum. Da, pardon, m-am încurcat. Să merg la premiul pentru carte în asigurări. Criteriile de evaluare au fost... Da, aici este juriu. Întâi începem cu juriu. Domnul profesor Dumitru Badea, director executiv Institutul de Management în Asigurări, domnul Dan Constantinescu, consilierul președintelui ASF și domnul profesor Ion Stancu, prorectorul Academiei de Studii AS. Criterii de evaluare, contribuția la cultura asigurărilor, corespondența conținutului cărții cu piața românească, elementele de noutate. Cărțile care au intrat în concurs au fost 6 cărți apărute în perioada 2012-2013 până în iunie, printre editurile a căror cărți au intrat în concurs, le aveți menționate acolo. Iată și nominalizările. Conformarea legală a brokerilor de asigurări și sau reasigurare, autor Zorin Pușcașu. Ghidul pentru soluționarea daunelor morale, autori Sorin Greceanu și Mihai Necrelescu și intermedierea în asigurări, reprezentant în actele de comerț, autor Mihaela Tudor. Mai avem una, managementul daunelor auto, autor Ionel Dima. Premiul este intermedierea în asigurări, reprezentarea în actele de comerț, autor Mihaela Tudor. O invit să primească acest premiu de la domnul Dan Constantinescu, membru al juriului. Doamna Tudor, e aici, o așteptăm. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. A fost o surpriză foarte mare pentru mine, așa că nu știu câte cuvinte
coerente vor fi spuse. Vă mulțumesc foarte mult pentru... M-a stimulat foarte mult în anul pe care aș vrea să cred că va fi încheierea activității pe piață. Mulțumesc cursarului care mi-a întreținut entuziasmul și tuturor colegilor juriști care au continuat să mă prețuiască și după aceea. Mulțumesc! Felicitări încă o dată! Mergem mai departe pentru premiul pentru cea mai bună campanie de educație în asigurări în anul 2012. Juriul a fost format din doamna Carina Roșu, domnul Albin Biro și domnul Valentin Țucă. Criteriile de evaluare, gradul de accesibilitate al informației, media și canalele de comunicare folosite, publicul țintă. Campaniile care au intrat în concurs au fost 6 asemenea campanii și avem și tematica acestora. Domnul Valentin Țucă este rugat să acorde acest premiu, care s-a bazat pe următoarele nominalizări. Vreau să am un viitor roz, este al ING Asigurări de Viață, Creativity Innovation Challenge, BCR Asigurări de Viață și Junior Achievement și Advisory Campaign, AXA Asigurări. AXA Asigurări, prin Advisory Campaign, primește acest premiu. Felicitări! Vă rog. Bună ziua, mulțumesc foarte mult în numele AXA pentru acest premiu, care este un premiu sigur care ne onorează și mai ales ne obligă. Întâi de toate ne onorează pentru că este o apreciere venită din partea UNSAR. Mulțumim UNSAR pentru recunoașterea eforturilor pe care le facem. Cu atât mai importantă aprecierea cu cât vine din partea principalului promotor al educației în piața de asigurări. Apoi, în al doilea rând, aș vrea să spun că premiul ne onorează pentru că vine să răsplătească eforturile relativ recente ale AXA pe o piață pe care competitorii principali ai noștri, alături de UNSAR, au depus eforturi cu adevărat uriașe și constante de-a lungul anilor. Și nu în ultimul rând, se pare că premiul este cu atât mai onorant, cu cât tocmai astăzi am descoperit și confirmat din nou împreună că lipsa de educație în această piață este, se pare, o barieră, dacă nu cea mai importantă, în dezvoltarea pieței de asigurări. Cu alte cuvinte, din nou mulțumiri și ne obligăm să continuăm aceste eforturi alături de UNSAR și de piață. Mulțumesc! Mulțumesc, felicitări încă o dată! Ultimul premiu pentru cea mai bună campanie de responsabilitate socială în asigurări în anul 2012 a avut următorul juriu, doamna Oana Osman, redactor șef Piața Capital, Andreea Roșca, expert comunicare, și domnul Ștefan Iordache, președintele agenției Leo Burnett. Criteriile sunt multe, după cum vedeți, nu le mai citesc pe toate, dar vă invit să vă uitați peste aceste criterii, pentru că e relativ dificil să faci o asemenea evaluare. Nominalizări pentru campania CSR. Împreună putem schimba în bine viețile lor. Este o campanie Alianța Siriac, Asigurări și United Way. Lecția de prim ajutor ING Asigurări de Viață. Mai mult verde Fundația Smurt. Și nu-ți lăsa mașina la îndemâna hoților. Grupama Asigurări, Poliția Română, ICPC. Câștigătorul este lecția de prim ajutor, ING Asigurări de Viață, Asociația Mai Mult Verde, Fundația Smurt. O invit pe doamna Armăjanu să mă ajute să acordăm acest premiu, dacă mai este aici, dacă nu-l acord eu, ce să facem? Dar oricum invit ING să-l primească. Mr. Boone, please. Two words, please. Yes, two. Okay. Well, thank you very much for this prize. We take social responsibility very serious in our company, and we will continue to do so. I'm very proud of the team in our company who prepares these campaigns and activities. We will continue,
And I'm glad that that's appreciated also by UNSAR. Thank you very much.